Luna august începe cu noi scumpiri, de astăzi românii vor plăti mai mult pentru alcool și țigări din cauza majorării accizelor. De asemenea, cresc impozitele pentru anumite categorii profesionale. Guvernul speră să mai compenseze astfel din cheltuielile uriașe făcute pe pachetele sociale pentru categoriile vulnerabile. Vor avea loc mai multe modificări ale codului fiscal. Astfel, vor crește accizele, vor crește impozitele pentru veniturile obținute din jocuri de noroc, se vor modifica taxele pentru contractele part-time. În plus, va scădea plafonul pentru acordarea facilităților fiscale pentru sectorul alimentar, construcții, dar și pentru agricultură. Se vor schimba cotele de impozitare ale veniturilor obținute din jocuri de noroc, astfel, pentru veniturile de până la 10.000 de lei va fi o cotă de 3%, pentru ceea ce depășește 10.000 de lei va fi o cotă de 20% plus o taxă de 300 de lei, iar pentru ceea ce depășește 66.750 de lei va fi o cotă de 40% plus o taxă de 11.650 de lei. În același timp, va crește acciza pentru alcool cu 20%, acciza pentru tutun cu 31 de lei, iar acciza pentru tutun încălzit cu 156 de lei pe kilogram, iar pentru contractele part-time, taxele se vor plăti la nivelul salariului minim de 2.550 de lei. Pe de altă parte, e nevoie de bani la buget și împreună cu o colectare mai bună se încearcă așadar o echilibrare a bugetului pentru a stopa deficitul. E un context foarte dificil care va mai dura, probabil. Românii se așteptau la aceste scumpiri, însă cer și salarii mai mari pentru a le putea face față. Toate se scumpesc în ultimul timp, deci nu știu, trebuiau să scumpească și acestea. Îmi pare rău că se scumpesc, fiindcă și așa erau scumpe. Scumpirile sunt de 20 de ori mai mari decât salariul. Gândiți-vă, să ai o rată la bancă, plus să ai un copil, o familie care trebuie să-i crești, să le dai o educație, să-i trimiți la școală, e foarte grea viața. Oricum nu mă las cât le atace, eu nu mă las de mare. În urma acestor modificări, statul ar urma să obțină la buget un plus de 1,2 miliarde de lei în anul 2022.